prăpăd pe litoral, un ciclon puternic a lovit stațiunile și a lăsat în urmă dezastru. Mașini luate de apă, plaje distruse și terase devastate. Un ucrainean a fost descoperit mort la o fermă din Botoșani, unde se angajase de câteva zile. Era împușcat în cap. Și a fost spectacol pe cerul capitalei. O nouă zi a Bucharest Air Show a ținut oamenii cu ochii pe cer. Avioane de luptă, parașutiști și elicoptere au oferit un spectacol grandios. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor! Un ciclon format deasupra Mării Negre a făcut prăpăd azi noapte pe litoral. A fost cea mai puternică furtună din ultimii ani. În vama veche, mai multe mașini au fost luate de apă, iar plaja și terasele au fost distruse. La Mangalia, cantitatea de precipitații a atins un nivel record de peste 200 de litri pe metru pătrat. În celelalte stațiuni au fost inundate case și străzi întregi. Până acum, peste 700 de persoane au sunat la 112 pentru a cere ajutor. Dacă nu se oprește, e rău, rău. Asta e plajă. Dar e plajă că nu mai e plajă. A fost prăpăd în mai multe stațiuni de pe litoral. Județul Constanța a fost sub avertizare de cod roșu de ploi torențiale. Precipitațiile din această noapte au inundat mai multe case și curți, dar și străzi întregi din Mangalia, 2 Mai, Venus, Jupiter și Saturn. Apa e până la brâu. În cursul nopții au fost înregistrate peste 700 de apeluri la 112, iar localnicii au primit mai multe mesaje ro-alert. Apa mare! E apa mare! Ați rămas cu mașina, nu? V-a căzut și numărul din față, să știți. Ia uitați cum e la Steaua de Mare. N-avem pe unde să coborâm. Furtuna de aseară a adunat mai multe gunoaie pe plajă. Pe toată plaja ruptă. Și cireașa de pe tot o să urmeze un pic mai în față. Ia, uitați-vă ce e. În vama veche, ploile torențiale au făcut ravagii, mai multe mașini au fost luate de apă, iar altele au fost blocate. Micile terase de pe plajă au fost făcute una cu pământul, iar și roaiele de apă au distrus plaja. O autorulotă s-a răsturnat din cauza viiturii, iar o persoană aflată în interior a fost salvată la timp. Auzi, mașina răsturnată. Am reușit să o scoatem in extremis pe asta. Cantitatea de precipitație a atins în Mangalia un nivel record de peste 200 de litri pe metru pătrat. Apa a intrat în mai multe clădiri, iar în unele zone a ajuns până la geamul mașinilor. A început să refurleze din scurgerile din casă, a ieșit și în casă apa. Deci n-am dormit toată noaptea. Și în comuna Amzacea, ploile au făcut prăpăd în gospodăriile oamenilor. E femeie în casă care stă pe masă acolo. Unde dormim la noapte? Avem tratament, avem... Tot în Amzacea, pompierii au reușit să salveze o bătrână și doi copii care au rămas blocați din cauza inundațiilor. A fost dezastru și în Costinești. Au fost două episoade, unul la două, dar mai slab, și unul la patru. De la patru până la ora șase, apă un metru. V-a intrat apă în casă, în curte? Peste tot. Ciclonul a venit după ce acum două zile la Saturn a apărut o trombă marină care s-a format în larg, dar a avansat foarte aproape de țărm. În urma fenomenelor meteo extreme nu au fost înregistrate victime. Un alt cod portocaliu de ploi a fost emis în această dimineață de meteorologi. În ultimile ore vremea s-a mai ameliorat în comparație cu noaptea trecută. S-au mai rărit norii, chiar au încetat ploile, dar asta nu înseamnă că totul s-a terminat. În continuare, în orele următoare, dar mai ales diseară și la noapte, ne mai așteptăm la noi reprize de ploaie în partea de sud-est a țării, inclusiv în zona Dobrogei. Vremea rea se va menține pe litoral până duminică. 7 oameni au fost la un pas de moarte pe drumul european 58. Cu toții au fost implicați într-un carambol pe șosea. 3 mașini s-au făcut praf după ce unul dintre șoferi a intrat într-o depășire periculoasă. 2 adulți și un minor au ajuns la spital, iar ceilalți au primit îngrijiri la fața locului. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional.
Accidentul a avut loc înainte de intrarea în localitatea Huțani. Pe o porțiune de drum drept, mai multe mașini se deplasau în coloană spre Botoșani. Unul dintre șoferi a ieșit pe contrasens cu scopul de a depăși mai multe mașini. În urma manevrei imprudente, acesta s-a izbit de un alt participant la trafic. O tăiat fața și după care s-o tot frânat. Însă din cauza vitezei, nu toți șoferii au putut evita impactul cu alte mașini. Au depășit unul pe linii pontului, din faptul ăla, toate mașinile din coloană, venea o mașină din față. Și dacă nu frâna băiatul ăsta, întâmpla la noi, era nenorocire. Îi venea altă mașină din față, contrasens. Atât au trecut față de el. El a frânat ca să evite impactul cu altul din față. Da. Și aveți răniți între persoane rănite? No. Mai mulți șoferi au oprit pentru a acorda primul ajutor victimelor și au sunat la 112. La scurt timp au ajuns la fața locului mai multe ambulanțe și o mașină de pompieri. Salvatorii au constatat că este vorba de un carambol între trei autoturisme în care se aflau 7 persoane. După evaluarea la fața locului, 3 dintre acestea au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Sunt pacient de vârstă pediatrică cu contuzie coloană cervicală și traumatiz craniu cerebral acut închis, un pacient de 39 de ani cu contuzie coloană cervicală și omăr drept și o pacientă de 37 de ani policontuzionată prin accident rutier. La locul accidentului au ajuns mai multe echipaje de poliție care au început cercetarea la fața locului. Oamenii legii l-au identificat rapid pe șoferul de la care a pornit totul. Niciunul dintre conducătorii auto nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul care se angajase în depășirea neregulamentară a fost identificat și sancționat contravențional cu amendă în valoare de peste 1300 de lei și a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 60 de zile. Traficul a fost blocat timp de mai multe ore, până când polițiștii au terminat cercetările la fața locului. Gest extrem cu deznodământ tragic. Un bărbat din Alba a fost găsit mort într-o prăpastie de pe Transalpina. A apucat să trimită iubitei un mesaj video. Ce i-a spus? Aflați în câteva minute la Focus. Descoperire șocantă într-o localitate din Botoșani. Un tânăr ucrainean în vârstă de 26 de ani a fost găsit împușcat în cap într-o fermă la care se angajase în urmă cu câteva zile. Surse din anchetă spun că este luată în calcul atât varianta unui suicid, cât și varianta unei crime. Vă avertizez, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Descoperirea macabră a fost făcută de proprietarul unei ferme la care ucraineanul ar fi lucrat de câteva zile. Acesta a ajuns dimineață la locul tragediei și a dat alarma. Se pare că în cursul nopții ucraineanul și-ar fi sunat angajatorul și i-a spus să vină la fermă, însă nu i-a dat un motiv anume. Asta i-a dat telefon să vii, dar nu i-a zis ce și cum. Și după aia, când a venit ăsta, ne-am salutat că eu lucram aici după Buldu. Și zice... Ia Costel, vină că, uite ce nenorocire, ce să fac? Păi cum ce să faci? Dă telefonul 112 și dormi în puști. Că el o zis inițial că s-a împușcat. Bărbatul l-a găsit pe tânăr într-o baltă de sânge. Medicii veniți la fața locului nu au putut decât să declare decesul. În jurul orei 8.03, prin numărul unic de urgență 112, s-a solicitat un echipaj de ambulanță pentru constatare deces. Un angajator și-a găsit angajatul decedat, plagă împușcată la nivelul extremității cefalice, regiune temporală. Angajat de 5 zile, cetățean ucrainean. Zeci de polițiști de la investigații criminale, serviciul arme și muniții, criminaliști și legiști au ajuns la locul tragediei. Surse din anchetă spun că este luată în calcul atât varianta unui suicid, cât și varianta unei crime. Mai mult, se pare că ucraineanul împreună cu un alt prieten ar fi trecut fraudulos granița spre România. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificat un tânăr de 26 de ani, care prezenta o plagă împușcată la nivelul capului, iar lângă acesta se afla o armă de vânătoare. În cauză sunt efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, nerespectarea regimului armelor și muniților și contrabandă calificată. Coșmar la Harkov. Rușii și-au dezlănțuit furia în oraș. 7 oameni au fost uciși și peste 70 au fost răniți după ce armata de la Kremlin a folosit bombe ghidate. Un bloc de locuințe și un parc de joacă le-au fost ținte de data aceasta. Printre morți este și o fată de 14 ani care și-a pierdut tatăl zilele trecute pe front.
Orașul Harkov a fost atacat de 5 ori în doar câteva ore. Un bloc de locuințe cu 12 etaje a fost țintă fixă. Racheta a distrus jumătate din clădire și zeci de oameni au fost răniți. 20 sunt în stare critică, iar tragedia ar fi fost mult mai mare dacă întreaga construcție se prăbușa. Atacul a provocat un incendiu masiv, iar mulți dintre locatari au rămas captivi. Pompierii s-au mobilizat imediat și au reușit să-i salveze. Rușii nu s-au oprit doar la blocuri de locuințe, alte 4 cartiere ale orașului au fost bombardate. Au atacat și un loc de joacă. Acesta este momentul în care parcul este lovit de o rachetă. O fată de doar 14 ani a murit pe loc, iar alți 3 oameni au fost răniți. De ce te înnață pe tribunul? Tulcă jânt, tulcă papă, Harkov este al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Înainte de război avea o populație de aproape 1,4 milioane de locuitori. Din cauza faptului că se află la aproape 40 de kilometri de granița cu Rusia, este atacat constant. Pe de altă parte, după prăbușirea avionului F-16 de luni, în care cel mai bun pilot ucrainean a murit, comandantul forțelor aeriene a fost destituit. Я вирішив замінити командувача повітряних сил Збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, всім інженерам, всім воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків, ППО. În locul său a fost numit un comandant al forțelor aeriene centru. Zelenski a anunțat că Ucraina folosește avioanele F-16 pentru a se apăra încă de la începutul lunii august. Este dezastru pe mai multe bălți de agrement din județul Maramureș. Zeci de pești de dimensiuni foarte mari au fost găsiți morți și se pare că totul s-a întâmplat din cauza secetei care a redus drastic oxigenul din apă. Pe balta de lângă pădurea, două veverițe din comuna Rece, administrată de primărie, este cel mai rău. Sute de kilograme de pești au fost compromise, iar pentru oxigenarea apei au fost aduse acum utilaje cu pompe și hidrofoare. Oamenii încearcă să salveze peștii rămași în viață prin toate mijloacele. Valea Rieșului, spre exemplu, cea care aduce apă în baltă, a secat complet. Un gest extrem, o situație complicată și un deznodământ tragic. Vă avertizez, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat în vârstă de 48 de ani din Alba a fost găsit fără viață într-o prăpastie adâncă de 200 de metri pe Transalpina. Asta a fost drumul nostru, aici se încheie. Îți doresc numai bine viață și să mă iați pentru tot ce am greșit. Te rog eu frumos, lasă-mă să mai văd o dată copiii. Nu o să le spun, o să-i le zic că mă duc în Atos și o să ne vedem peste câteva luni. Echipele de salvare au pornit imediat în căutarea lui, însă abia astăzi l-au găsit, mult prea târziu. Omul era mort deja de câteva ore lângă mașina transformată într-un morman de fiare și prezenta traume incompatibile cu viața. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. A fost agitație mare în cea de-a doua zi a festivalului de aviație BIAS de pe aeroportul Băneasa. Mii de oameni au venit încă de la primele ore ale dimineții să fie martori la spectacolul de pe cer. Cei mici au fost evident fascinați, iar cei mai mulți își doresc acum să devină piloți. Avionul de vânătoare Eurofighter Typhoon, pilotat de germani, a impresionat miile de spectatori veniți să privească show-ul aviatic de pe aeroportul Băneasa. Bucharest Air Show a ajuns la cea de-a 14-a ediție și mulți dintre participanți sunt deja fani de ani buni. Ne bucurăm de show și ne relaxăm. Copiii ce părere au? Cum li se pare? De-abia au așteptat să înceapă show-ul și de anul trecut. E distractiv. Cum ți se pare până acum? Foarte bine și frumos. Este a
al treilea sau al patrulea an. Cu cel mic am venit și când era în burtică și le-au plăcut foarte mult. Stăm de dimineață până seara. Spectaculos e. Am venit pentru prima oară copilul de 5 ani, că el n-a fost niciodată, că era frică, e zgomotul foarte mare. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Avioanele. Tu ce vrea să fii când te faci mare? Pilot. Spectaculoși au fost și iacării acrobați ai României, care au zburat în formație în timp ce pe pista aeroportului Băneasa se auzea muzica compozitorului George Enescu. Iacării acrobați! Acum un looping cu răsucire executat de iacării acrobați! Peste 100 de aeronave civile și militare și 150 de piloți și parașutiști au participat astăzi la show-ul aviatic de pe aeroportul Băneasa. În spatele meu, zeci de oameni stau la coadă să vadă cum arată în interiorul unui elicopter din dotarea forțelor aeriene române. Foarte fain, suntem impresionați. Se vede o îmbunătățire majoră. În ultimii ani de zile se vede că totuși mergem pe un drum mai bun decât am fost înainte. La BIA s-au fost prezenți și unii dintre cei mai străluciți piloți români din noua generație. Mihai Antonescu, spre exemplu, are 25 de ani și este pilotul aeronavei C-27J Spartan. Recent s-a întors din misiune. A ajutat la stingerea incendiilor de vegetație din județul Caraș-Severin. Am efectuat misiuni în acea zonă aproape timp de o săptămână. Show-ul de la BIA sunt fiecare an pe mâine pe bucură, pentru noi este o zi de sărbătoare. La eveniment a fost prezentă și Andreea Bănesaru, prima femeie pilot de acrobație din România. Eu am început la vârsta de 16 ani cu cursurile gratuite oferite de Aeroclubul României. Parcursul meu a fost destul de rapid. La 19 ani eram deja instructor de zbor. Spectacolul aviatic se va încheia în această seară cu o surpriză. Aeronava C-27J Spartan împreună cu avioanele F-16 din dotarea forțelor aeriene române vor lansa pentru public CFM Flares, adică artificiile aeronavelor. Vestitele Podgorii din Vrancea, care asigură mare parte din producția de vin a țării, sunt grav afectate de secetă. Vara toridă și apa puțin au compromis parte din recolta de struguri, iar administratorii culturilor de viță de vie preconizează unul dintre cei mai slabi ani și cer măsuri urgente pentru anii următori. Chiar dacă încasările vor fi sub așteptări, strugurii care au rămas sunt gustoși și aromați, iar calitatea vinului va fi cea așteptată. Județul Vrancea are cea mai mare suprafață de teren cultivată cu viță de vie, aproape 30.000 de hectare. În fiecare an, producătorii asigură a doua cea mai mare producție de vin după județul Alba. 2024 este însă un an fără precedent. Iarna lipsită de zăpadă, temperaturile extreme de peste 40 de grade din toiul verii și perioada prelungită de secetă au afectat grav producția de struguri. Este un an în derulare, cu producție scăzută, mai mică cu circa 45% ca ceilalți ani, mă refer în zona noastră. Cantitățile de la hectare vor fi, cred că, în jur de 4-5 tone. Sub frunzele verzi cu margini uscate, ciorchinii au boabe mici, stafidite și pârjolite de soare. În această cultură, de exemplu, administratorii spun că e propăd. Investițiile mari făcute în timpul anului abia dacă vor fi amortizate. Totuși, anul nu este cu totul ratat. Strugurii rămași s-au dezvoltat și s-au copt. Este atacat așa, nu cred că este mai mult de 3-4 mii de litri. Calitatea va fi mai bună? Calitatea, da, că s-a acumulat, are concentrație de zahăr destul de mare. Are în jur de 200, 210, 215 până când culegem noi. În Moldova, puținele ploi din acest an au adus însă și grindină. Culturile au fost grav afectate și de bulgării din gheață aduși de furtuni. Administratorii podgorilor așteaptă un plan de măsuri care ar trebui să stabilizeze și să dezvolte în anii următori producția de vin. Potrivit specialiștilor, generatoarele terestre reprezintă cea mai bună soluție pentru creșterea precipitațiilor. Principiul de funcționare este simplu. Acela de a elibera prin ardere iodură de argint în atmosferă, care preluată de curenții ascendenți din atmosfera inferioară, sunt duși în nori pentru a stimula precipitații. Eu am ținut o evidență la precipitații, nu avem decât 180-190 de litri pe metru pătrat din primăvară și până acum, ceea ce este foarte, foarte puțin. De câți ani n-ați mai înregistrat așa ceva? De, ce să vă spun, anul ăsta este prima dată când înregistrez asemenea situații, când ne întâlnim cu asemenea situații, cu seceta asta prelungită. După vinificare, nu știu dacă iese în jur de 2000 de litri de vin la, să zicem, pe
suprafața de un hectar. Măsurile pentru irigarea podgorilor trebuie implementate și altfel, susțin experții. Trebuie construite sisteme care să aducă apa și chiar lacuri de acumulare care să asigure rezerve pentru perioada secetoasă. Chiar și în aceste condiții, România rămâne una dintre primele țări din lume la producția de vin. Rochile și pălăriile de epocă au reînviat în inima Moldovei. Domnițe și cavalere au intrat în atmosfera Belle Époque la castelul de la Miclăușeni, din județul Iași. Acolo are loc festivalul Călătorie la 1900. Tema evenimentului din acest an este regăsiri. Organizatorii și-au propus o reîntoarcere în timp prin spectacole de teatru, dans, epocă și târgul de antichități. Încă de la intrarea în curtea castelului de la Miclăușeni, vizitatorii sunt întâmpinați de tinere îmbrăcate în rochii de epocă. Am venit aici și întâmpinăm oamenii cu zâmbetul pe buze. Vizitatoarele au fost atrase de rochiile care reprezintă sfârșitul anilor 1800, începutul anilor 1900. Sunt realizate de Anca Ciliaco, ieșancă pasionată de Belle Époque. Închirierea unei rochii costă 150 de lei pentru adulți și 50 de lei pentru copii. Exponatele de aici sunt de închiriat, însă se pot face replici pe măsura fiecărei cliente, bineînțeles la cererea și de culoare și de dimensiune, cum își dorește fiecare, sigur. Mi se pare spectaculoase, foarte multe modele din acea perioadă, ceva diferit față de zilele noastre. Cel mai potrivit accesoriu pentru o roche este pălăria. Mihaela Iacob este creator de pălării și spune că această colecție aduce în prezent nostalgia acelor vremuri. Totuși mă gândesc la armonie asta cromatică pentru rochia asta, deși asta îmi place ca aliură. Cred că e o stare până la urma asta. Da? Și chiar am intitulat această colecție Călătorii la 1900 cu tot felul de finețuri, dantelării, flori, catifea. Mi se pare superbă și mi se pare că pune în evidență foarte bine feminitatea. Într-una dintre sălile castelului a fost organizată o expoziție cu toate obiectele originale rămase din anii 1900. Multe dintre ele sunt bijuterii cu pietre prețioase și perle, dar și alte obiecte folosite de doamnele acelor vremuri. Toate sunt tot așa din perioada respectivă, sunt veritabile. Da. Cea mai frumoasă perioadă din istorie. Iar pentru aceasta, noi pregătim în fiecare an câteva spectacole, o zonă de costume unde oamenii pot chiar să își închirieze sau să cumpere partea de antichități. Castelul Sturza de la Miclăușeni, cunoscut și sub denumirea de Palatul Sturza, este un castel în stil neogotic, construit între anii 1880 și 1904, de către Gheorghe Sturza și soția sa Maria. Nicole Kidman și Antonio Banderas s-au întors toate privirile la festivalul de la Veneția. De pe covorul roșu și până la finalul filmului, în care sunt protagoniști, publicul i-a aplaudat. Vedeți imaginile în câteva minute. Teatrul se lasă încurcat de superstiții. Pe cât de bizar sună, este cât se poate de real. S-a întâmplat la Sibiu, unde conducerea instituției de cultură a decis să scape de locurile cu numărul 13. Spectatorii se plângeau că acestea le poartă ghinion. Acum, în niciuna dintre sălile teatrului Gong pentru copii din Sibiu, nu se mai vând bilete pentru locurile ghinioniste. După a început să se poarte ciudat. Era palidă, amețită. Încercam să-i vorbesc și nu-mi răspundea. La fel ca într-o piesă de teatru în care realul se îmbină cu supranaturalul, mai mulți spectatori din Sibiu s-au plâns de experiențe neplăcute după ce au plecat de la spectacol. Ar fi vorba despre mai multe doamne care și-au cumpărat bilete pe locurile 13 din sălile teatrului Gong și după spectacol au avut parte numai de necazuri. Așa că angajații instituției de cultură au găsit soluția să alunge așa numitele spiriterele. Scoatem numărul 13 și va fi înlocuit de numărul 14. Astfel, rândul 13 devine rândul 14. Locul 13 dintr-un rând devine locul 14 și se continuă tot așa mai departe în limita locurilor disponibile pentru fiecare tip de eveniment în parte. Nici locul 113 nu mai este unul sigur, așa că și el a fost eliminat. Conducerea teatrului spune că schimbările au loc în urma cererilor aduse de spectatori. Spectatorii sunt rațiunea noastră de a exista, iar pentru a evita
evita orice disconfort creat de așezarea publicului în sală, am hotărât că e mai simplu să evităm rândurile cu numărul 13, precum și locurile notate cu acest număr, pentru că se pare că pentru unii dintre spectatorii noștri acest număr este asociat cu ghinionul. Decizia a stârnit numeroase discuții în rândul celor care vin să vadă spectacolele puse în scenă la Teatrul Gong. Nu sunt superstițioasă, pentru mine personal 13 este doar o altă cifră, deci și dacă aș fi luat bilet și stăteam pe rândul 13 sau pe scaunul 13, tot același lucru era. Am avut, când eram mică, un apartament la blocul B13, deci exact 13, a fost primul meu apartament și prima mașină a fost o cu 13, a fost 13, deci consider că 13 nu este un număr ghinionist. Pe scena Teatrului Gong se pregătesc ultimele evenimente din cadrul stagiunii estivale, înainte de începerea noului an școlar. Până una alta, o concluzie după eliminarea cifrei 13 din peisaj ar putea fi... Vedeți ce se întâmplă dacă bei prea multă apă din vază? România și Republica Moldova au sărbătorit împreună Ziua Limbii Române. Klaus Iohannis a mers într-o vizită simbolică la Chișinău, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu. Tot la Chișinău, Ziua Limbii Române a fost marcată de Marea Dictare Națională. Președintele României a fost primit de Maia Sandu la Chișinău. Vizita lui Klaus Iohannis în Republica Moldova, chiar de Ziua Limbii Române, întărește legăturile istorice și culturale dintre cele două țări. Ziua Limbii Române, sărbătorită astăzi, chiar la împlinirea 35 de ani de când revenirea la limba română și la scrierea latină, a fost cerută de mii de glasuri în piața Marii Adunări Naționale. Marcăm Ziua Limbii Române, limba care ne unește și în care ne trăim deopotrivă bucuriile și durerile. Tot la Chișinău, în piața Marii Adunări Naționale, ca să celebreze limba română, 1800 de oameni au participat la dictarea națională. Oamenii au primit textul Isprăvile lui Goguță, a lui Spiridon Vangheli. Ambasada Statelor Unite la București a ținut și ea să marcheze această zi. Dorim Ziua Limbii Române și sunt foarte mândră că avem aici cu noi colegii mei care au studiat limba română. Mă numesc Nathan Hubert și eu sunt viceconsul. Place să vizitez orașe, castele și diferite locuri istorice. La mulți ani, limba română! Seriile de film continuă la Veneție, iar premierele sunt de excepție. Noul film al lui Nicole Kidman, în care joacă alături de Antonio Banderas, a fost prezentat aseară. Filmul, o dramă erotică, a fost îndelung ovaționat. Nicole Kidman, Harris Dickinson și Antonio Banderas au fost aplaudați mai bine de 7 minute la premiera filmului Baby Girl, care a avut loc la Palatul Lido în Sala Grande. Pe covorul roșu, Nicole Kidman nu și-a arătat cei 57 de ani. A apărut într-o rochie de la Schiaparelli, formată dintr-un corset nude care i-a scos în evidență talia, iar partea de jos, dintr-o catifea neagră, a adus un plus de eleganță ținutei. Alături de ea a fost întreaga distribuție a filmului. Antonio Banderas a fost însoțit pe covorul festivalului de iubita sa, Nicole Kimple. În pelicula Baby Girl, Kidman joacă rolul lui Romy, o directoare cu mare influență din New York, care începe o relație secretă cu noul ei stagiar, relație ce îi pune în pericol atât cariera cât și familia. Actrița a declarat că rolul a fost unul dificil de interpretat și a provocat mari emoții. This is definitely leaves me exposed and vulnerable and frightened and all of those things when it's given to the world, but making it with these people here, it was delicate and intimate and very, very deep. Right now, we're all a bit nervous. So I was like, hope my hands aren't shaking. Aparițiile pe covorul roșu au fost fabuloase. Lily Reinhardt și Camila Mendes au purtat rochii semnate Armani Privé. Mâine, la festivalul de film, va fi proiectat în premieră mondială și lungmetrajul românesc, Anul Nou Care N-a Fost. Venezuela a rămas în beznă în Caracas și majoritatea orașelor a fost o pană imensă de curent. Bineînțeles că ulterior au apărut și acuzațiile de sabotaj. Detalii însă imediat după publicitate. Revenim în 5 minute.
A fost panică în Venezuela după ce aproape toată țara a rămas în beznă. Pe străzile din capitala Caracas nu se mai vedea nimic. Oamenii au prins lumânări și lanterne. Autoritățile acuză opoziția de sabotaj și, în același timp, o tentativă de lovitură de stat. Țara se află într-o criză la o lună după realegerea contestată lui Nicolas Maduro. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată în doar câteva localități. Venezuela s-a mai confruntat cu întreruperi de curent. În 2019 a rămas în beznă timp de 5 zile. La meteo, colega mea Alexandra Băluțescu ne aduce toate informațiile despre vreme. Bună seara, Alexandra! Bună seara, Marius! Bună seara, doamnelor și domnilor! România este împărțită între potop și caniculă. Au fost emise noi avertizări meteo pentru început de toamnă. Cu mai multe informații revin imediat. În județul Constanța și în zona litorală a județului Tulcea este cod galben de ploi, tunete și fulgere până mâine la ora 10 dimineața. În același interval mai este în vigoare un cod portocaliu în zona litorală a județului Constanța. Vor fi ploi torențiale și se vor acumula cantități de apă peste 40 de litri pe metru pătrat. Pe de altă parte, tot mâine va fi caniculă în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Olteniei, cu temperaturi de 34-36 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme cu prognoza pe larg. Vă aștept după Focus Sport. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. La Flash Mondain weekendul aduce știri proaspete despre vedete. De la 20 la Prima TV începe un nou episod din Schimb de Mame, tot de la ora 20, dar la Cine Maraton urmăriți filmul istoric Mihai Viteazul cu Amza Pelea în rol principal. Să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Program disponibil pe primaplay.ro.